Prieteni, înainte de a începe acest episod, nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru a nu rata următoarele episoade. În fața dumneavoastră sunt 8 albine. Ele arată la fel, dar care dintre ele credeți că va deveni regină? De fapt, oricare dintre ele poate să fie încoronată. Dacă știți cum să faceți asta. Au trecut 2 ore și temperatura a scăzut. Acum e optimală. Până la sfârșitul experimentului au rămas 10 ore. Dar trebuie să începem chiar acum. Ingredientele corecte, condițiile ideale, mâinile drepte. E tot de ce ai nevoie pentru a crea o regină albină. De fapt, nașterea ei este un proces destul de natural, căruia albinele le fac față și singure, dar există situații diferite. Uneori, crearea unei regine este obligatorie. Aceasta este crescută din aceleași ouă fertilizate ca albinele lucrătoare. Dar se menține în condiții mai speciale, folosind un instrument foarte special ce seamănă cu o seringă sau cârlig, larvele sunt așezate în niște cupe. Asta trebuie să se întâmple pe o vreme rece și umedă. Larvele trebuie să fie bine hrănite și să nu fie mai mari de 24 de ore. Da, în cazul luptei pentru tron, vârsta contează. După asta, peste oarecare timp, larvele pot fi returnate în colonie și apoi albinele își vor face singure treaba. Ele hrănesc larvele doar cu lapte de matcă, niciun fel de polen sau miere. Peste câteva săptămâni vor avea o regină, mai degrabă mai multe, dar la urmă, ca în urzeala tronurilor, trebuie să rămână doar una singură. Fiindcă albinele pur și simplu nu au noțiune de familie regală. După cum am spus, reginele ies exact din aceleași ouă ca și albinele lucrătoare. În acest sens, asta poate fi considerată un fel de democrație a insectelor. Apropo, de ce oamenii fac toate astea? Adică au grijă de larve, folosesc pentru asta instrumente super speciale, verifică temperatura? Ok, în sens general, stupul are nevoie de o regină. Fără ea nu poate exista. Albinele execută îndatoririle lor de albine. Verifică cine lucrează, cum și când trebuie să mănânce, dar cum s-au aranjat toate astea? Un număr mare de animale de pe planeta noastră depind de liderii lor. Elefanții au o femelă principală, lupii o pereche alfa și așa mai departe. Oamenii de știință mult timp au încercat să afle răspunsul la această întrebare și se pare că totul depinde de luarea deciziilor. Atunci când animalele se unesc în grupuri, au nevoie de cineva care va decide, care va avea ultimul cuvânt. Vă dați seama cât de multe trebuie să alegi și să decizi în sălbăticie? Este un șoim sau doar o umbră? Trebuie să rămân aici sau să mă îndrept în altă parte în căutarea hranei? Să fugim de predător sau să-l atacăm cu toți împreună? Astfel nu e de mirare că liderul devine cel mai deștept sau experimentat individ. Acesta știe cu siguranță ce trebuie să facă. Dar dacă credeți că liderii în lumea animală au apărut nu de mult, odată cu tot felul de mamifere nu prea deștepte, atunci poftim un fapt. Trilobitele aveau și ele lideri. Aceste antropode mici deja au dispărut de mult, dar ne-au rămas destule fosile ca să înțelegem cum era viața lor. Și în una dintre aceste fosile, cercetătorii au observat că trilobitele se mișcau una după alta, respectând o oarecare ordine și urmau un lider. Iar această fosilă avea mai mult de 480 de milioane de ani și nici nu e cel mai vechi exemplu de lider. Există unul și mai vechi, a unor creaturi asemănătoare creveților. Acestea făceau exact la fel, dar cu 520 de milioane de ani în urmă. Pe scurt, natura de mult a inventat atât grupurile cât și liderii. Totuși, haideți să ne întoarcem la albinele noastre. Un fapt evident este că munca lor nu constă doar în faptul de a zbura de la o floare la alta și a face miere. Chiar și pentru mărul care stă la voi pe masă, trebuie să le spuneți mulțumesc albinelor.
Deci, agronomia are mare nevoie de aceste insecte. Costul culturilor agricole care depind de insectele polenizatoare în SUA e de 14,6 miliarde de dolari anual. Și astea sunt doar datele din anii 2000. Nu e straniu că serviciile apicultorilor sunt atât de apreciate, iar mierea e doar un bonus plăcut. Insectele în sine nu sunt prea scumpe. Am analizat și am aflat că o regină ar costa undeva de la 25 la 40 de dolari. Asta ca și două pizze. Depinde cu ce, desigur că. Și beneficiile albinelor nu se termină cu polenizarea tot ce vedeți în jur. Unele dintre ele lucrează în poliție. Serios, la cea mai adevărată și umană poliție. Nu vă povestesc acum vreo bandă desenată. Poliția are stupuri. Unde insectele își fac munca zilnică, zboară dintr-o parte în alta, găsesc plante și își povestesc cu una alteia ce fel de plante au găsit. În dependență de aceste povești, care se manifestă prin dansuri, polițiștii verifică polenul adus și arestează oamenii care cresc plante interzise. Da, sună straniu. Bine, nu e 100% adevărat, dar nici chiar 100% minciună. Poliția încă nu s-a învățat să descifreze dansurile albinelor și nu au reținut niciodată un om bazat pe dovezile insectelor, dar există cercetări ale polenului criminalistic. De exemplu, două păduri care seamănă foarte tare pot avea polenul de compoziție total diferită. Dacă poți face diferența dintre ele, cum o fac albinele, poți și găsi cele mai incredibile dovezi. Ca de exemplu, dacă găsești pe încălțămintea suspectului polen din zona unde a fost comisă infracțiunea, înseamnă că e un motiv să atragi atenția asupra lui. Chiar dacă poliția încă nu lucrează cu albinele, gândește ca albinele. S-ar părea că ce poate să nu meargă bine în stupul de albini, când chiar și poliția le urmează exemplul. Ceea ce pare a fi o schemă ideală poate să se prăbușească în orice moment, fără vreo cauză clară. Albinele pot să înceapă să se atace una pe cealaltă din senin, distrugându-i și pe adulți și ouăle fertilizate. Este un haos adevărat, o revoltă, în timpul căreia regina pierde controlul asupra coloniei și poate fi ucisă. Mult timp oamenii de știință nu aveau habar de ce au loc astfel de revolte, deși bănuiau că e legat de mărirea coloniei. Cu cât mai multe albine, cu atât mai probabil că totul va scăpa de sub control. Dar se pare că totul era influențat de ceară. După compoziția ei, albinele determină momentul în care colonia devine instabilă, iar după asta pur și simplu trec la acțiune. Unele albine vor decide că lupta pentru putere într-un singur stup nu e o idee prea bună pentru ele. Mai bine să trăiască singure și pentru reproducere să folosească locuințele altora. Știți, cucul. Aceste albine se comportă cam tot așa. Ele nu construiesc cuiburi proprii, nu adună polen, în schimb ele pătrund în coloniile altor specii normale. Își depun ouăle, iau masă și apoi zboară mai departe. Larva are toate condițiile pregătite atunci când se transformă într-o albină, care la fel va pleca să caute o familie grijulie deja pentru copiii săi. Uimitor, dar așa comportament a evoluat independent în multe familii. Am dat și peste o statistică conform căreia 15% din albine se comportă ca cucul și nu simt nicio remușcare. Stați un pic, asta pare incorrect. Capturarea puterii, revolte, copii abandonați, oare n-au albinele și ele niște polițiști să reguleze totul? Veți fi uimiți, dar aceștia există. Desigur că nu arată așa cum ne-am obișnuit noi că arată poliția și nici nu monitorizează circulația substanțelor interzise. De fapt, sunt niște albine lucrătoare, care sunt atente ca doar regina să depună ouă. Ele le distrug pe cele depuse de albinele obișnuite și astfel mențin regula. Până în momentul în care ceara nu-și schimbă compoziția, desigur că... Doar că polițiștii nu pot menține ordine atunci când prin apropiere apare vreun gândac. Gândacul care este numit ucigașul albinelor. El este capabil să zboare și să urmărească plantele cu flori vizitate de albine. Labele din fața ucigașului sunt foarte lipicioase și astfel îi permit să apuce ușor prada. Desigur că acesta nu va ataca un stup întreg, astfel el pur și simplu nu va avea șanse.
Dar albinele sunt niște creaturi destul de evoluate. Poate au ajuns la ideea că au nevoie să angajeze vreun asasin profesional. Obiectul e eliminat. Totul e curat. După cum ne-am înțeles, aceștia sunt fulgii de miere. Bzz, nu uita să adaugi laptele. Albinele sunt cunoscute pentru buna lor organizare. Fiecare știe locul ei și ce muncă trebuie să facă. Datorită acestui fapt, stupul prosperă, dar asta e doar prima impresie. În societatea albinelor, nu totul e atât de perfect precum pare a fi. Merită să te uiți mai atent la stupul de albine, că se transformă într-un mic Gotham, plin de crime și cruzime sumbră. Știți ce este eutanazia? O chestie destul de controversată despre care oamenii nu vor înceta să vorbească niciodată. Dar se pare că asta există și în lumea animală și arată terifiant. Conform cărții lui Robin Moritz și Robin Crew, care se numește Partea întunecată a stupului, albinele ucid urmașii bolnavi și chiar și adulții care s-au îmbolnăvit. Primii sunt sufocați cu smoală sau noroi, iar pe adulții îi sfâșie literalmente în bucăți. După asta trebuie să scape de corpurile lor, pentru că de altfel pot deveni sursa de epidemie pentru întregul stup. Pentru asta, printre albine există agenți funerari. Nu e un job full-time, pentru că nu mereu trebuie să ucide pe cineva, dar aceștia pur și simplu aruncă albinele moarte mai departe de stup. Astfel de comportament se întâlnește și la furnici. Ele ori încearcă să le ducă cât mai departe pe cele decedate sau organizează cimitire într-una dintre părțile mușuroiului. Ca un fel de morminte în care furnicile așează rudele decedate și arată asta destul de interesant. Apropo, furnicile care se ocupă de treaba asta încearcă să stea departe de restul, ca să nu le infecteze cu ceva pe care poate au luat-o de la decedați. Niște tipi foarte responsabili. Haideți totuși să ne întoarcem la Gothamul albinelor. Aici au loc revolte. Albinele puternice le distrug pe alea slabe. Ce lipsește? Furtul. Imaginați-vă cum arată stupina. Câteva stupuri care se află aproape unul de celălalt. Fiecare dintre ele trebuie să producă o anumită cantitate de miere, necesară pentru supraviețuirea întregii colonii. Dar uneori planul pur și simplu nu funcționează și albinele încep să se comporte în felul următor. Fură rezultatele de la colegii lor. Desigur că e imposibil să facă asta fără să fie observate. Și atunci furtul escalează într-o adevărată luptă. Unele colonii mai slabe nu au puterea să-și protejeze stupul și rămân jefuite. Criminalii însă fură doar merea și nectarul, nu pun mâna pe copii și nici pe regina albină. Acești tâlhari se pare că au ideile lor despre dreptate. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou din episodul de azi. Nu uitați să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata noile episoade. Pe curând!